că este momentul să deslușim misterul. Mai precis, să aflăm cum a reușit Fuego să se mențină în top și vara, nu doar iarna, an la rând. Și dacă mai e nevoie de dovezi, să știți că în urmă cu doar câteva ore a reușit să strângă în jurul său sute de oameni, s-au năpustit asupra lui și au vărsat lacrimi de fericire când l-au văzut priviți. Știi că sunt fericit de fiecare dată când am posibilitatea să mă întâlnesc cu publicul meu. De fiecare dată încerc să fac lucrurile așa, ca la carte, profesionist, cum îmi place mie să fiu. Și pe 23 august de ziua mea am sărbătorit ziua la Teatrul Național alături de cei care mă iubesc pe mine, cu două spectacole de la ora 17 și de la ora 20. E vorba de o aniversare, dacă vrei, pentru că am niște ani de activitate profesională, deși nu arăt că anul acesta fac 45 de ani, vă vine să credeți? Ce e în sufletul tău, Paul, când tu vezi că oamenii se adună aici, la toate spectacolele, când oamenii, uite tu, și plâng, indiferent de vârstă, sunt copii care îți știu versurile. Da, sunt oameni că... de toate vârstele. Ce e în sufletul tău? Știi, problema este așa, în felul următor, că am încercat pe cât se poate să-i mulțumesc pe toți. M-am dedicat deja de peste 25 de ani publicului meu. Am ales să fac lucrul acesta pentru că după mine va rămâne un repertoriu care mai departe va fi... Absolut. Va fi dus de tânăra generație și avem, slavă Domnului, atâția tineri atât de talentați care merită să urce pe scena românească. Ceea ce e mai important e faptul că sunt un om asumat care își dorește să meargă mai departe pe drumul acesta și își respectă foarte mult publicul. Tu mai ai cumva emoții când intri în scenă? Nu există artist care să nu aibă emoții, artistul care nu are emoții nu este artist. Eu am tremurat tot până am venit pe aici pe lângă piscină, până am ajuns pe plajă, zic, Doamne, oare ce-o fi? Cam câte sute de poze ai făcut? Nu știu, m-am tot oprit. Am văzut că veneai rapid, pentru că cu siguranță lumea te oprea în drum. Da, și sunt un om foarte serios, adică dacă promit că vin și mi se spune o oră, sunt înainte cu 15-20 de minute. Așa, foarte frumos. Adică sunt un om serios din punctul ăsta de vedere. Îmi asum tot ceea ce se întâmplă referitor la mine, doar că eu sunt la fel ca și ei. Stau de vorbă, acum o să mă duc să le dau autografe pentru că au primit fotografii. Deci nu sunt un om mai presus decât acești oameni. Sunt un om normal care iubește ceea ce face, își iubește publicul, își iubește muzica și cred că asta e cel mai important, să fim cu toții niște oameni adevărați, modești, fiecare cu profesia lui.